Vladimir Voronin spune că nu a fost înțeles corect, dar și-a cerut scuze dacă a supărat pe cineva prin declarațiile făcute anterior la o emisiune despre copiii cu pielea închisă la culoare. Acestea au fost calificate de opinia publică drept rasiste și xenofobe. Într-o adresare pentru Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității, președintele PCRM declară că nu a fost înțeles corect, iar discursul său a fost complet distorsionat. Declarațiile lui Voronin vin după ce Alianța pentru Unirea Românilor a depus o plângere la Consiliu. Ce zdejăvăie NATO, щоб завтра ми проснулись здесь с натовскими солдатами? Этого вы хотите, уважаемые избиратели, когда будете сейчас голосовать за парламент, чтобы они проголосовали за ликвидацию статуса нейтралитета страны? И чтобы пришли те самые натовские солдаты здесь, и чтобы у вас породились и смуглые дети, не только белой кожи. Вы этого хотите? И чтобы за ними пришли румынские жандармы? Asta a declarat Vladimir Voronin în data de 13 mai. Acum el a precizat că a fost mai mult o întrebare retorică și nu a avut o conotație negativă. În mesajul adresat Consiliului, Voronin spune că este un comunist convins și, prin urmare, internaționalist. Liderul PCRM mai declară că și el în copilărie avea pielea mai închisă la culoare. Totodată, nepoții și strănepoții lui, născuți în căsătorii mixte, în special cei născuți în Azerbaidjan și Grecia, au pielea închisă la culoare. Asta nu mă împiedică să iubesc sincer, a declarat Voronin. Liderul comuniștilor a precizat că a vorbit recent despre acest subiect și cu ambasadorul Statelor Unite în țara noastră, Derek J. Hogan, și a ajuns la un numitor comun. Totuși, după acea întâlnire, PCRM nu a menționat despre acest lucru în comunicatul său de presă.